Președintele Consiliului Județean Ialomița, Victor Moraru, a oferit prima reacție publică în urma declarației liderului PSD Ialomița, Marian Pavel, de a candida la președinția Consiliului Județean Ialomița. Victor Moraru susține că nu a participat la nicio ședință a PSD unde s-au discutat candidaturile și că nu s-a luat nicio decizie în cadrul Comitetului Executiv de la nivel județean de a susține candidatura lui Marian Pavel la șefia Consiliului Județean Ialomița. Victor Moraru consideră că se încearcă executarea sa din punct de vedere politic. Acesta a prezentat și rezultatele unui chestionar realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie. La întrebarea care este președintele PSD Ialomița, 64% dintre cetățenii chestionați au răspuns Victor Moraru. Nu mă așteptam să se facă un astfel de anunț, pentru că n-am participat la nicio ședință la care să se fi discutat candidaturile colegilor noștri, pentru că până la urmă mai puteau fi și alți colegi care să-și dorească această funcție. Cred că o declarație neinspirată, care n-ar fi trebuit să fie făcută decât atunci când candidatul era desemnat conform statutului de către Comitetul Executiv Național, forul care validează aceste propuneri. La acest moment e clar că sunt două candidaturi. N-am știut și de candidatura domnului Pavel. Am auzit că era posibil să candideze și dânsul, dar eu n-am participat la niciuna dintre ședințele la care să se fi discutat aceste candidaturi. Consultările le-am avut, cu siguranță, și eu și domnul Pavel. Dar decizie într-un CEX nu există, pentru că trebuia să fiu prezent. Cred că este o încercare de a executa politic cel mai valoros exponent pe care îl are astăzi Partidul Social Democrat, în Ialomița. Și nu o spun eu, o spun toate sondajele. Nu știu de unde se speculează, dar eu n-am avut nicio discuție cu un alt partid. M-au contactat după declarația neinspirată a domnului Pavel, m-au întrebat și le-am spus că eu sunt membru al Partidului Social Democrat și doresc să candidez de la Partidul Social Democrat. Dar dacă tot vorbim de percepția publică despre Victor Moraru, are cineva, pot să vă trimit răspunsul la o întrebare din un chestionar. IRES, institutul acesta care face sondaje, are o întrebare din multe alte întrebări și spune așa: dumneavoastră știți cine este președintele organizației județene a PSD Ialomița? Cetățenii pe stradă, oameni. Răspuns: care credeți că a fost răspuns? 64% dintre cetățeni spun că Victor Moraru este președintele organizației județene. Domnul Pavel are 18%, domnul. Wow. Ca să nu furesc că sunt cifrele inventate de mine. Da? Eu cred că lucrurile sigur se vor așeza și vor intra pe un făgaș normal în timpul ăsta care este destul de scurt. Că cu toții poate spuneți că e scurt și într-adevăr e foarte scurt. Așa a fost să fie anul acesta, un an electoral greu. Dar eu cred că noi avem puterea cu toții să ne mobilizăm, să alegem, așa cum este corect și normal, oamenii de valoare, oamenii care știu ce au de făcut, care au făcut lucruri bune, să le facă în continuare la locul lor. În momentul de față, cel mai grav este că noi la vârf avem încă o incertitudine. Încă nu știm pe cine ne bazăm acolo. Încă așteptăm un congres care eu sunt sceptic că și aceste alegeri vor fi împinse poate după 27. Toată lumea știe din ce motive sau nu a apărut această discuție. Din cauza acelei funcții de președinte de partid. Nu contestăm, toată lumea vede ce a depus Victor sau ce n-a făcut. Problema e că amândoi ne sunt prieteni. Amândoi sunt apreciați pe linia lor, unul administrativ, unul politic. Până când nu se stabilește la vârf, până când nu se face un check de genul, noi încă, colegii primari, toți primarii PSD, așteptăm și sperăm că lucrurile se vor îndrepta într-un sens. Adică să știm fiecare, într-adevăr, drumul pe care vom merge. Eu nu le cer nimic. Eu cer doar atât. Să mă bucur și eu de munca pe care am depus-o aici și să facem ceva pentru ialomițeni. Victor Moraru a mai susținut că nu a purtat discuții legate de candidatura sa cu alte partide și că nu-și dorește să candideze din partea PSD pentru un loc de parlamentar. Acesta a mai precizat că nu dorește decât să-și continue proiectele începute la Consiliul Județean. Am avut o discuție cu domnul Pavel
privire la aceste funcții care mi se oferă la acest moment, în primul rând, nu domnul Pavel poate să ofere aceste funcții, că nu este partidul dumnealui să spună, domnule, îți dau funcția asta. Nu, aici trebuie discutat cu colegii, primari, cu toți membrii de partid, așa că era, din punctul meu de vedere, o ofertă neserioasă. Pentru că nu putea să o facă o persoană. Așa știu, sunt membru de 20 de ani în Partidul Social Democrat și de fiecare dată deciziile acestea s-au luat analizând, discutând cu toți colegii, nu că așa vrea cineva. Așa că mi-a propus să fiu pe lista de deputați, după aceea mi-a propus să fiu la Senat. Nu cred că este momentul ca eu să plec din județul Ialomița. Sunt aici de 20 de ani și am avut această oportunitate să plec în 2008, când am fost validat ca și candidat la Camera Deputaților pe Colegiul 3. Am refuzat și atunci pentru că începusem la Amara proiecte foarte importante și se riscau. La fel și acum la Consiliul Județean Ialomița. Cred că am început lucruri foarte serioase, suntem pe un drum foarte bun și nu cred că este momentul ca acum să apară o schimbare la nivelul Consiliului Județean. Dacă discutăm de activitatea administrativă, avem dovezi foarte clare. Sunt cifrele, bugetele, proiectele care scot în evidență saltul extraordinar făcut de administrația Consiliului Județean în această perioadă. Dacă discutăm de activitate politică, păi, haideți să venim și cu argumente cu privire la activitatea mea și politică. Am avut în 4 ani de mandat 154 de postări cu mesaj politic ale mele personal pe Facebook. Domnul Pavel a avut 97 și este președintele partidului. Sunt colegi care dețin funcții și care nu au avut nicio postare timp de 4 ani de zile cu privire la activitatea politică. Dacă eu am cu aproape 60% mai multe postări publice cu caracter politic, mi se pare că nu mi-am făcut datoria, nu mă interesează nicio funcție posibilă de pe această planetă, la acest moment, decât aceasta de președinte de Consiliul Județean. Să fie foarte clar, nu mă interesează nimic, pentru că eu niciodată nu abandonez proiectele. Eu nu pot să abandonez oamenii aceștia la care le-am jurat că o să fac bine pentru ei și să merg pe drumul cel bun astăzi și să abandonez că vreau să-mi fie mie mai bine. Cu siguranță mi-ar fi mai bine, poate, în Parlament. Dar eu zic că domnul Pavel are atâta experiență în Parlament și poate să rămână acolo. Eu am experiența mea administrativă recunoscută și trebuie să continuăm aici. De ce astăzi să schimbăm lucrurile? De ce mă duc eu să mă duc în Parlament și să vină dânsul aici? Nu înțelege nimeni. Toată lumea își pune această întrebare. Președintele Consiliului Județean Ialomița, Victor Moraru, consideră că primăria municipiului Slobozia poate fi câștigată de PSD cu aportul său. Primăria Slobozia va fi câștigată de PSD, da, cu aportul meu, fără aportul meu pierdută. Dar sunt de 20 de ani aici, în zona aceasta, Amara Slobozia, unde sunt eu sigur că votează și Amara, unde sunt eu votează și Slobozia, pentru că oamenii aceștia din Slobozia, 20 de ani, 16 ani, se uitau către Amara. Ia uite, domnule, ce face Flăcăul acolo. Ce minuni face. Și normal că oamenii au apreciere pentru mine. Eu zic că la acest moment, Victor Moraru poate să aducă mult. Și nu spun eu, spuneți dumneavoastră, și o știți. Asta e realitatea, da? Aici nu discutăm de Moraru sau de Pavel. Aici discutăm de PSD și Ialomița. Dacă cineva mi-aduce argumente și îmi spune că un alt contracandidat de la PSD face mai mult decât făcea mai mult în 4 ani de zile, sau face de acum încolo, eu cu argumentele pe masă spun da, domnule. Dar făcând parte din această echipă, de atâția ani, mă țin la acest partid. Și vreau să obțină cel mai bun rezultat. Dacă domnul Pavel este interesat de județul Ialomița, iese mâine și spune, domnule, cel mai bun e Victor Moraru, astăzi. Dacă domnul Pavel este interesat de PSD, și chiar îl interesează și nu interesul lui personal sau alte interese, iese și spune, da, Victor Moraru trebuie să candideze.